Ca de obicei, după acest generic, Alexandru Pugna vă spune bun găsit și vă invită să urmăriți o nouă ediție a emisiunii de folclor La izvor de cânt și dor. Întotdeauna, în spațiul acestei emisiuni, am încercat să vă prezint interpreți îndrăgiți ai melosului folcloric românesc, formații artistice de mare prestigiu, am încercat să vă prezint rapsozi populari, meșteri populari, oameni care trudesc pe tărâmul punerii în valoare a ceea ce au creat mai frumos din punct de vedere spiritual înaintașii noștri. Întotdeauna am acordat un spațiu amplu interpreților tineri. Acei tineri care se apropie cu dragoste, cu respect față de cântecul popular românesc, față de creațiile neamului din care fac parte. Astăzi avem un astfel de exemplu. Propunem în spațiul emisiunii noastre un interpret din generația foarte tânără a soliștilor din Bistrița Năsăud. Îi spun bun venit în studioul nostru, în casa noastră de la ASTV, interpretului Cristian Buzan. Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, tu ai mai fost prezent în studioul postului de televiziune ASTV, dar ești în premieră, ca să spun așa, în această căsuță de la ASTV, căsuță ce aparține emisiunii La izvor de cânt și dor. Sunt convins că unii dintre telespectatorii noștri nu te-au urmărit la emisiunile precedente la care ai fost prezent, de aceea vor dori să afle mai multe lucruri despre tine. De unde vine Cristian Buzan? Mă retrag din localitatea Vermeș. Te tragi din localitatea, da. Nu te retragi. Mă retrag din localitatea Vermeș, comuna Lechința. Da. Și am vârsta de 19 ani. Ești elev, deci. Elev al grupului școlar Lechința. Deci la Lechința învățăm. Vreau să spui pentru telespectatorii noștri, sper ca emoțiile tale să se stompeze pe parcursul nostru. Văd că ai emoții și tremuri puțin. Nu este firesc într-un fel, dar cu timpul o să vezi că o să încerci să ți le stăpânești și te vei obișnui cu emisiunile și cu interviurile. Sigur că nu este ușor chiar din început, dar toate acestea se învață pe parcurs. Vreau să te întreb, Cristi, de unde dragostea ta pentru cânte? Când ți-ai dat tu seama că ai glas, că poți să cânți? Sincer să vă spun, cântam de mic copil, dar cântam mai mult, eram conclinație spre partea religioasă. Am aflat de la părintele din Vermeș că de mic copil ai cântat și în strană. Sigur că da, și cânt în continuare, dar nu credeam că să continui vreodată cu muzica populară. Muzica populară, să slujesc cântecul popular. Atunci hai să ne întoarcem puțin la cântecul de strană. De unde a venit această dragoste a ta pentru cântecul de strană, mai ales că ai fost copil și totuși ți-ai luat această responsabilitate de a da răspunsurile la Sfânta Liturghie. Este un lucru absolut deosebit. Sigur. Pentru un copil. Eu de mic copil cântam cântări religioase acasă. Chiar credeți-mă că predicam ca un preot, vecinii mă auzeau, se ducea zvonuri la urechile părintelui, care de asemenea, când a auzit acele zvonuri, a venit, mi-a pus întrebări, m-a chemat să cânt în strană. A văzut că ai o dragoste deosebită înspre credință și asta e un lucru. M-a luat dânsul la el, m-a învățat toate glasurile și troparele, m-a învățat să laud cuvântul lui Dumnezeu, să slujesc cuvântul lui Dumnezeu și pe parcurs. Te-ai apropiat și de cântecul popular, ai evoluat în domeniu, deci la ceea ce înseamnă cântarea de strană, cântarea adusă spre laudă lui Dumnezeu. De la ce vârstă ai început să cânți în biserică? Mai ții minte? De la vârsta de 7 ani. La 7 ani. Deci erai în clasa 1-a, am putea spune. Da. Este foarte interesant. Iată, Cristian a început cu cântecul religios. Este un lucru deosebit. Este minunat că există astfel de tineri care de mici se simt atrași înspre credința noastră dreptumăritoare, credința ortodoxă, înspre cântecul de strană și este îmbucurător că Bunul Dumnezeu mai lasă și astfel de oameni pe pământ și că există, iată, și preoți care le dă o șansă, știind bine că acum Cristian continuă să cânte, să slujească într-un fel, să spunem, credința ortodoxă ca și cântăreț de strană. Eu vă propun să-l urmărim pe Cristian acum în ipostaza de interpret de cântec popular. Vom urmări două filmări realizate aici în studioul nostru, iar după ce vom urmări aceste cântece, vom afla cum a fost apropierea lui de cântecul popular și de unde această dragoste pentru folclorul românesc.
aș pune bine. La 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 măi, și le-aș împărți apoi măi. La 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 măi, tot la oameni cu nevoie măi. La 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 măi. Aș pune deoparte, la 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 măi, și le-aș da cu inima măi, la 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 măi, când mi-ar cere cineva măi, la 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 măi. Te-a strânge, la 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 măi, să nu văd omul că plânge, la 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 măi, i-aș lumina calea toată, la 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 măi, să aibă inima-n păcată, la 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 măi. De toate, la 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 măi, să nu faci grele păcate, la 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 măi, adevăr și bunătate, la 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 măi, să trăiești zile curate, la 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 măi, să fii om de omenie, la 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 măi, ca să-ți fie în lume bine, la 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 măi. Dulce sărutat, mă, la 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 la. Sara când-i dorul mare, ia covară pe cărare, și mă aduce dor în poală, dor curat de primăvară, la 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 la. Thank you.